Bună seara, sunt Natalia Cheptene. Aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. Încă acum un an, Ana Cernopolc din Cotiujenii Mari se vedea o femeie împlinită, cu familie frumoasă și un plan de viitor bine pus la punct. La mine soțul categoric era împotriv ca să duc peste hotare. El era de felul lui patriot, știți? El vroie lângă copii, copiii să aibă mamă și tată. Astfel, soții Cernopolc au investit toți banii pe care îi aveau într-o afacere la Cotiujenii Mari. Ei au cumpărat o clădire comercială în localitate. M-am gândit cu soțul că ar fi bine să facem o afacere, că știți, la bătrânețe oricum copiii trebuie să ai cu ce să-i... Să avem cu ce să-i înălzăm, adică să-i susținem. Chiar dacă Ana e proprietară cu acte în regulă, ea se plânge că nu poate nici măcar călca pragul clădirii. Asta din cauza unui consătean care a pus stăpânire ilegală pe proprietatea ei, spune femeia. Numai că nu am acces ca proprietar, adică eu nu pot să activez, eu nu pot să intru pe teritoriul ei, activează. Ana zice că împreună cu soțul ei a încercat să-l scoată din clădire pe bărbatul care s-a făcut gospodar acolo. Însă toate eforturile au fost zădarnice. Pe data 24 octombrie se primește să fie a 7-a judecată. Și nici o judecată nu a avut loc. Îndurerată, Ana spune că soțul ei nu a rezistat acestor încercări. El nu s-a putut resemna cu gândul că tot ce au agonisit de o viață s-a dus pe o clădire în care nici măcar nu poate intra. La mijlocul lui septembrie, bărbatul s-a stins subit. Insult. Și tot, cred că e fond de stres. Eu alt motiv nu găsesc, pentru că un bărbat sănătos, 43 de ani, înțelegeți, nu a avut probleme de sănătate. Rămasă văduvă cu trei copii, Ana nu mai știe ce să facă. Cum se întâmplă că Ana Cernopolc nu poate intra în imobilul pentru care a dat 1 milion de lei? Cine este consăteanul care ar stăpâni ilegal centrul comercial ce-i aparține femeii? Cu ce se ocupă el și cum își explică aflarea acolo? Ce spune fostul proprietar al clădirii despre această situație? Ce se întâmplă acum cu imobilul cumpărat de Ana? Și când femeia se va vedea stăpână acolo? Aflați astăzi! Devastată de pierderea soțului, dar și de cumpăna în care a ajuns, Ana Cernopolc nu mai crede că i-au rămas în preajmă oameni cinstiți și onești. Femeia a venit în platoul nostru să-și spună necazul, să-i aflăm istoria. Bună seara, Ana. Bună seara. Condoleanțele noastre, în primul rând. Mulțumim. Vă rog să ne povestiți de ce ați investit toți banii pe care i-ați avut, anume în această clădire și, de fapt, care era planul pentru ea? Am decis să investim deoarece eu activez în școală, în Liceul Teoretic Cotiujenii Mari, ca profesor de chimie și fizic. Și, paralel, mai activez, adică, pe întreprindere individuală. Adică, un microbusiness avem. Și ne-am gândit, adică toată viața ca să lucrăm pe la peț, știți, e foarte greu. Și ne-am gândit că totuși ar fi bine ca să cumpărăm imobilul acesta, să facem un magazin la primul etaj, al doilea etaj este sală de petrecere, adică nunți cu mătrii, și că adică să ne fie mai ușor în viață. Haideți să vedem pentru ce ați dat, de fapt, aproape 1 milion de lei. Atenție! Centrul comercial cumpărat de soții Cernopolc se află în centrul satului Cotiujenii Mari. Clădirea are două nivele. Conform actelor, suprafața totală a imobilului constituie 319 metri pătrați. Proprietar în acte, Ana ne arată clădirea pe care așa și nu a căpătat-o de facto. La etajul 1 brutărie și la etajul 2 sală de nunți, adică de petreceri. Aici parchează mașinile pe care vând pâine. Adică mai departe și în partea dreaptă se află, după ce coc pâinea, adică sunt rafturile, unde o așează. Este intrare la oficiul dumneavoastră. Asta e ușa la intrare și se află în partea stângă oficiul dumneavoastră. Iată că asta e mașina unde iată, vedeți rafturile. Adică acolo așează batoanele astea. Plășinturi și mai iau ei câteodată. Aici, nu știu după cum, sparg țin făina cu care foc pâine. Îmi pare că dacă mă greșesc cu ușa și altă, ceva auzisem că au duș femeile, adică după și foc pâine spal, dar nu știu cât e de drept. Iată aici, când au loc în mormântările, lumea spală mâinile. Aici, cu intrarea, la etajul 2, în sala de nunți, adică unde se fac treșterile, praznicile. Aici
și brutărie. Mm-hmm. La primul etaj și înăuntru e brutărie. Și aici e magazinul unde e realizăm icoane. Acum mm-hmm. e închis. Dacă nu mă greșesc, o lună, o lună jumătate. Închis magazinul. Iată, puteți vedeți. Dacă vă uitați atent, sunt rafturile cum așezau primul. Ana, noi cunoaștem că acum aproape o lună v-ați pierdut soțul, dar eu știu că este un subiect foarte sensibil. Totuși vreau să vă întreb, de ce credeți că anume problemele cu această clădire comercială l-au făcut să se simtă din ce în ce mai rău și într-un final să-și pierdă viața? Nu m-am așteptat, nu ne-am gândit, au fost pe neașteptate. Dar foarte mult, în ultimul timp, el foarte, foarte mult se enerva din ce motiv, anume cu trecerea judecăților, că judecățile nu aveau loc, venea acasă disperat și iarăși începea aceeași discuție. Noi evitam discuțiile față de copii, copii să nu audă, copii să nu suferi. Știți, uneori câteodată se ducea la certuri și noi ne stăruiam să evităm ca copiii deja în familie să nu suferi, să nu vadă. El uneori, în ultimul timp, vreau să spun că el așa spunea: tu nu mai scoți la capăt. Adică, deseori, știți, eu văzându-mă mai, știți, noi ca doamnele, nu știu cum, poate mai puternici, el ca bărbat, adică, ținea totul întrânsul, înțelegeți? Și eu, uneori, iată, când era nevoie de dus la, chiar și la acele judecăți, sau avem niște, am încercat, adică, prin mai multe căi, ca să pot spătrund, să pot să rezolv problema asta, întotdeauna eu evitam, chiar uneori, el nici nu știa, pentru că eu știam că el e mai slab de fire, adică el ar să reacționeze și ar să ducă undeva toată problema asta, adică ar să termine cu ceva. Și... Haideți, Ana, să vedem cine ați mai povestit despre familia voastră. În cei 18 ani de căsătorie, Ana spune că a trăit în pace și înțelegere cu soțul ei, Dumitru. Împreună au crescut 3 copii care au acum 14, 13 și 9 ani. El s-a dedicat în totalitate pentru familie, adică nu a fost o persoană, știți, mereu, el nu a fost așa, mai mult cu prieteni, mai mult în familie, mai mult cu mine, mai mult copii. Dumitru a muncit în ultimii 5 ani în Belgia, iar Ana este profesoară la liceul din sat. Totodată, ei mai avea o mică afacere de livrare a fructelor și legumelor în localitate. Din banii agonisiți, soții Cernopolc au cumpărat un apartament la Chișinău. El a trecut o leac prin străini, el a văzut viața cum e scotare și el a vrut aici, adică să muncim la noi în țară. Chiar dacă avea o locuință în capitală, soții Cernopolc au decis să rămână în satul natal. Ana spune că își dorea ca și copiii lor să rămână acolo. Așa că, într-o zi, ei au decis să vândă apartamentul din Chișinău pentru a putea porni o afacere la Cotiujenii Mari. La mine soțul categoric era împotriv ca să duc peste hotare. El era de felul lui patriot, știți? El vroie lângă copii, copiii să aibă mamă și tată, adică să nu simtă lipsa. Ana spune că și-a pus toate speranțele în centrul comercial pe care l-au cumpărat. Nu aveau toată suma. 39.000 de euro au câștigat din vânzarea apartamentului de la Chișinău, iar alte 11.000 au trebuit să ia cu împrumut de la cunoștințe. M-am gândit cu soțul că ar fi bine să facem o afacere, că știți, la bătrânețe oricum copiii trebuie să ai cu ce să-i... Să avem cu ce să-i înălzăm, adică să-i susținem și... Ana povestește că problemele cu care s-au ales de pe urma tranzacției l-au doborât pe soțul ei. Gândul că au rămas fără apartament și s-au umplut de datorii îl măcina pe Dumitru. Bărbatul era extrem de îngrijorat și s-a închis în sine, își amintește Ana. Adică nu a fost conflictual. El, dacă să mă înțelegeți corect, el de multe ori vroie să vină, chiar spunea așa, îmi vine să mă duc și să fac ceva acolo, că e banul meu, e munca mea, da? La mijlocul lui septembrie, Dumitru s-a stins pe patul de spital după ce a suferit un atac cerebral. Ana spune că durerea pe care o simte acum o face și mai hotărâtă să lupte pentru planul pe care l-au făcut împreună cu soțul ei. Să înțelegeți, 3 copii, cheltuielile sunt mari. Da, tânăr, slava Domnului, de Doamne să am sănătate, pot să fac față lucrurilor.
ascultând Oviana, eu m-am întristat. Și vă spun de ce. Pentru că am impresia că ne aflăm în anii 90, când astfel de povești erau obișnuite. La ordinea zilei. La ordinea zilei. Însă, în cazul dat, eu cred că de mult este timpul ca actele să aibă valoare juridică și atunci când oamenii cumpără ceva sau vând ceva, să fie responsabil pentru ceea ce au vândut sau au cumpărat. În cazul dat, m-am mai întristat și din alt considerent. Satele din Republica Moldova devin tot mai pustii și mă bucur când sunt familii tinere care vor să procure ceva în acea localitate și vor să construiască ceva. În cazul dat, intenția lor a fost foarte bună, au vrut să-și educe copiii în satul lor, însă uitați-vă cum se întâmplă atunci când te întâlnești în calea ta cu oameni mai puțin conștiincioși și mai puțin onești. Mama Anei Cernopolc, Eleonora, spune că îl știe bine pe bărbatul care a pus stăpânire ilegală pe proprietatea fiicei ei. Femeia a venit în platoul nostru să ne povestească despre acesta. Bună seara, doamna Eleonora, bine ați venit la noi. Din câte am înțeles eu, acest bărbat care a pus stăpânire ilegală pe clădirea care îi aparține Anei, v-a fost chiar un apropiat, da. Un prieten de familie. Da. Povestiți-ne, vă rog, despre relația cu el. Noi am lucrat împreună. Noi am lucrat. Eu, de pildă, am copt pâine la dâns și la brigadă de tractor 5 ani. Bărbatul a lucrat sudor electric, gazul sfarcic a lucrat el. Și noi trăim foarte bine. Și eu mă bucuram că ea caiesc, duce și duce productelui. El trăim bine, mai scurt. Când a luat de imobiluista, el a început că ea că i l-a luat și nu vrea să-l dea și nu vrea să-l dea. Dar eu mă bucurasem că i-a luat aici, că sunt trei copii și sunt aproape de mine și eu am cu cine mă întâlni. Când ați vorbit ultima oară cu dumneavoastră? Ultima dată am vorbit cu dânsul, pe data 20, când l-am sunat pe domnul Dorogan. Zic că se poate noi să facem la localul și la Luana, să facem praznic acolo. Dar el zice, nu pot să-ți spun la moment amu, dar zice, amu șansă să sun, șansă să vorbesc cu dânsul și apoi să vă sun înapoi și am să vă spun rezultatul. Ei, nu a trecut multă vreme, mă sună domnul Dorogan și zice... Domnul Dorogan fiind primarul. Primarul, da. M-a sunat el pe mine înapoi și îmi spune, Eleonora, te duci și îi sune de amătulul Cojocaru. Bun, eu sunt lucru jocarul de-am și îți spun, Gheorghe Vasilici, eu am întrebare, zic, noi vrem să facem praznicul la local acolo, se poate să facem praznicul sau nu se poate să facem praznicul acolo? Dar el a zis că, bun, m-a științat domnul primar, deci puteți să faceți. Deci este paradox. Voi ați făcut praznicul în clădirea care vă aparține, da, da. Dar cumva cu consimțământul acestui bărbat, așa. Chiar dacă dumneavoastră erați proprietar. Da, dar nu ne-am vrut așa. Nu ne-am vrut așa. Zic, și cum s-a comportat el atunci când ați făcut... Nici, da. Nu l-am văzut pe teritoriu nici. Nici nu s-a arătat nicăt. Vreau să văd că în acești oameni este prea multă omenie și așteaptă ca cumva să cedeze cealaltă parte, pentru că au toate drepturile și de posesie și de administrare de folosință a bunului imobil, nelor așteaptă ca să elibereze încăperea. Deci aici eu văd că trebuie să fie luate careva măsuri mai stricte pentru a determina să părăsească încăperea. Foarte corect, dumneavoastră, foarte corect. Dar este adevărat, Ana, că anume acest bărbat v-a dat ideea să cumpărați acest local, acest imobil? Da. Cum s-a întâmplat? Noi lucram împreună. Și dumnealui m-a invitat într-o zi în un oficiu și îmi spune, știi, eu m-am gândit la tine... n-ai vrea tu să cumperi localul, că eu știu că tu ai faci față. Adică, după cum te văd eu, tu te descurci foarte bine. Dar eu zic, eu răsesc și zic că dumneavoastră la bună încercare m-ați spus. Zic, niciodată nu m-am gândit, de exemplu, că eu mai înainte îmi doream, adică să am un magazin în centrul satului. Că soțul, el era de felul lui, adică mai mult pentru țară. Eu am vrut la oraș. De asta și avem și apartamentul la oraș, dar din motiv că el a vrut la țară, eu am mers după bărbat.
și ne-am oprit în sat. Dumnealui îmi spune, zice, tu ai faci față, te-ai descurcat, te-ai sprevei. Și eu zic, da, la, cam la ce sumă dumneavoastră vă gândiți, că dacă vreți să-l dați în azar? El îmi spune 150.000 de euro, dar eu când am auzit, zic, Gheorghe Vasilice, zic, la moment în sat, localul și mai cu seamă, toți pleacă și zic, nu știu, dacă am nu prefaci localul de 150.000 de euro. El, hai, gândiți-vă, că eu știu că voi ați puteți. Eu m-am dus acasă. Deci, practic, v-a propus un preț triplu față de ceea ce ați plătit ulterior. Corect. Dar vreau să știu, atunci când v-a propus această tranzacție, să zic așa, el v-a zis ceva de proprietar? Adică din ce rol v-a propus să cumpărați acest local? El se dădea proprietar în clădire? Da, el se dădea proprietar în clădire și tot satul așa știa că, ca și cum, că Gheorghe Vasilievici, el e proprietar. Dar de fapt nu era, da, nu era proprietar. Când ați aflat iată, cine e proprietar? Adică mai interesându-mă, adică de local, deja el de vreo câteva ori încă m-a mai chemat și tot mi-a propus, adică insista. Și te-ai gândit, insista, da, te mi-ai gândit la varianta mea. Și știți, eu așa lăsasem, adică într-o parte, nu mă gândisem pentru că sprea bani mari și cineva din sat se vede că de unde, știți cum în sat s-au drept de... Cineva din sat mi-a șoptit, a spus că dar nu el e proprietar. E alt domn proprietar. E un domn din Chindești, pe nume Vasile. Eu, zând de una ca asta, am început să mă interesez. Domn Vasile, cum? Gheorghe Vasile ce îmi propune și... Nu, dar el nu i-ați spus lui. Dar nu i-am spus, nu am ținut în tăcere, da. În scurt timp vom afla ce povestește fostul proprietar al centrului comercial de la Cotiujenii Mari despre bărbatul care ar stăpâni imobilul ilegal. Dar mai întâi, haideți să vedem ce ne-a povestit Ana Cernopolc despre înțelegerea de a cumpăra clădirea. Eu l-am telefonat urma căruia Vasile Bele când spune... Dacă doriți să-l procurați, putem să ne întâlnim undeva. Dumnealui îmi spune că eu, iată, dacă dorești, într-adevăr, eu îl vând în sumă de 50.000 de euro. Eu când am auzit că, într-adevăr, și dumnealui a venit cu contractul de vânzare cumpărare, într-adevăr, mi l-a prezentat că, și am văzut că, într-adevăr, figura dumnealui în acte. Zic, bine, eu când am auzit de 50.000 de euro, chiar m-am bucurat, sincer să vă spun. Am verificat, tot am anunțat în ce constă localul ăsta, cine figurează, dacă mai este vreo persoană terță la imobilul ăsta, dacă nu este cu datorii, știți cum, noi ne-am asigurat din timp, într-adevăr, acolo nu a fost cojocarul Gheorghe în acte, nu, numai Bielic Vasile, de unde cojocarul mi-a propus mie localul ăsta. Atunci când îți procură un bun imobil, toate grevările, adică se spune popular interdicțiile, că sunt aplicate de executor, că de bancă, că de să fac notări prin intermediul ASP, toate figurează în baza de date și în extrasul care se solicită pe bunul imobil. Vorbim de șmecherie atunci când ele nu figurează când oamenii mai fac între ei niște recipise, unde scriu că eu gajez bunul cu tare. El nu este un gaj oficial în principiu, da? Pentru că și gajul se înregistrează oficial. Dar dacă vrei să-i faci omului să-l arunci la pământ și să-l deposedezi, cum se mai întâmplă la noi, ceea ce presupun că e și în speța respectivă, atunci pot fi diferite șmecherii de astea contracte între persoane care nu sunt înregistrate la fisc, nu sunt înregistrate la ASP și deci pe urmă ele se utilizează în instanțele de judecată unde prin anumite modalități desori să mai obțin și hotărâri care au valoare. Totuși, Ana, prima mea întrebare față de această tranzacție este că până acum ne-ați vorbit de domnul Vasile, proprietarul. Așa. Dar, de fapt, din câte am înțeles, tranzacția a fost încheiată cu soția dumnealui, nu cu el. De ce? Cu Oxana Bielic. Eu, pe mine m-a informat din sat persoane ca și cum că îi aparține localul lui Vasile Bielic. După care eu l-am telefonat și dumnealui mi-a spus că nu mi-a aparține mie, pentru că eu sunt divorț cu soția mea, Oxana Bielic. Partea mea i-a revenit Oxanei Bielic din motiv că ei au un ficior, un fiu, și adică toată... Deci după divorț, practic, după proprietara așa, corect. Clădirea după a devenit divorț, doar soția lui. Corect. Așa. Și el nu avea niciun drept de proprietate și asupra acestei clădiri. El s-a dat într-o parte și a rămas cu proprietarul, păi da, Oxana Bielic. Dar el v-a stabilit prețul.
Știți, iată, vreau să deschid aici niște paranteze. Ei în 2018-2019, pare mi se așa din spusele la, știți, ei sunt din altă localitate, nu sunt din Cotiujeni. Ei în divorț au fost, dar eu în ultimul timp, chiar când mă mai întâlneam și discutam pe tema asta, i-am văzut de câteva ori împreună. Și aici rezultă că orică s-aș fi împăcat împreună. Eu nu, aici, nu știți, în familia cuiva, eu nu pot să... Așa sau altfel. Da, deci, da, în documente figurează Oksana, soția, Bielic, proprietara în regulă a acestei clădiri. Vreau să te întreb, atunci când ai discutat și cu el, cu domnul Vasile, și cu doamna Oksana, cineva dintre ei ți-a spus că această clădire ar putea să aibă niște probleme? Sau că ei ar fi avut niște probleme? Cu, inclusiv cu acest chiriaș. Nu, atunci te-au anunțat despre asta? Nu m-au anunțat și mai cu seamă, iată, eu chiar am persoană care are acces la cadastru și am urmărit, adică zicem dacă centrul ăsta comercial, adică el este curat, nu e în arest, nu e cu... Și nu, n-aș spune, și chiar când eram la notar în Florești, domnul Coval era ca notar, încă o dată, de vreo câteva ori am întrebat, e tot în regulă, notarul l-a întrebat pe, Oksana Bielic, dumneavoastră nu aveți în trecut vreun contract de arendă ca să-i creați, doamne, neplăceri pe viitor? Și ei au răspuns că nu. Eu de multe ori îi întrebam pe Oksana Bielic, o întrebam, Oksana, dar deși, de exemplu, cu jocarul Gheorghe activează acolo, când el ar să iasă? Noi facem toate actele astea, adică contractul de vânzare, cumpărare. Dumnezeu mi-a răspuns în felul următor, chiar acum, după ce facem notarul, plecăm la fața locului, așa am și video înregistrat, adică cum ne-am dus la fața locului și Dumnezeu îi spune că... Ea v-a promis că ce? Că, adică că ar să-l științeze ca să-și ia lucrurile, bunurile și deja e... Și ați crezut că are această, să zic, putere, influență și da, desigur, nu m-am gândit, știți, nu m-am gândit la așa să ajung... Bine, da. Ați pomenit de acest video pe care ni l-ați pus la dispoziție. Da. Așa, haideți să vedem acel video pe care l-ați filmat. Суд присудил мне половину Васину. Я продала им. Вот, все на законных основаниях, на путях. Вы должны были с ней сделать раз... Вы должны были уже с ней обсудить вот это все. Вы в течение трех дней можете продать несколько человек. Понимаете, как вы не делали? Ну что, у вас, документы есть какие-то? Есть все документы. Документы на недвижимость есть у вас? Суде. На недвижимость. В суде. На недвижимость. На недвижимость. Ну, так я делаю... Они правоохранные хозяева. На недвижимость у вас есть документы? Вы получите документы. У вас на недвижимость есть документы? Ну, то мне ей требует сел склад. Инженери на речи ворби к проприетару, к... Бизнесманul ăsta, n-ai tu ce vorbi, trebuie să o impui sau să o impui. Cea care are averea, aceea trebuie să vă asigure să nu fie nimeni acolo. Problema este că putem să spunem că nici arendaș, nici proprietar vă creează careva impedimente. Aici trebuie să puneți accentul să rezolvați problema. E straniu că declară că el va rezolva în judecată, știind deja rezultatul instanței de judecată. Aici mă pune pe gânduri că nu ar trebui să facă o astfel de declarație. Cât de corect ar fi sentința sau hotărârea până la urmă a instanței de judecată. Știți, contractul Bielic Vasile, fiind proprietar în 2018, cu cojocarul Gheorghe au avut un contract adică de arendă. Și contractul acesta de arendă, dacă trece un an de zile și proprietarul nu se apropie, adică el se amână de pe an pe an. 2019 a trecut, în 2019 Bielic nu era în țară, deja era plecat peste hotare, 2020 tot nu-i cunosc soarta. Așa, așa. Și 2021 îți primești că eu pe data de 18 am cumpărat imobilul, îți primea deja că pe 31 decembrie 2021 trebuia să expire contractul. Și adică el se simța ca și cum, că adică pe baza contractului care încă e în drept, adică în vigoare, adică în temeiul ăsta pe noi nu dată judecat. Stați un pic,
Dumneavoastră ați spus că proprietar pe imobil e Belic Oxana. Corect. Și contractul eu tot nu înțeleg de ce. Contractul e Belic Vasile. Corect. După ce devine proprietar Belic Oxana, ce mai are contractul încheiat cu Belic Vasile? Pentru că s-au schimbat proprietarii. Și dorința noului proprietar nu a fost de a da în arendă acest local. Deci, noi discutăm despre un contract care, de fapt, l-a încheiat cineva care, pe urmă, nu mai este proprietar. Și fiind un alt proprietar, nu s-a schimbat situația. Aici apare altă întrebare. Poate divorțul a fost fictiv. Iată, mie mi-e interesant. Dumneavoastră ați întrebat-o pe Oxana, dar cum mie îmi spune 150 de mii, dar dumneavoastră 50 de mii? Nu v-ați pus întrebarea asta pe Oxana, n-ați întrebat-o. De ce? Cojocar spune că îl vinde cu 150, dar Oxana spune cu 50. Oamenii ăștia sunt în cărdășie. Cum poate fi ilegal dacă la cadastru s-au registrat? Executorul judecătoresc să-i iei de spate și să-i dă afară. Procurorul de raion prieten, judecătorul fost asoție. Îi luăm de umeri și scotem afară într-o noapte. Încă acum un an, Ana Cernopolc din Cotiujenii Mari se vedea o femeie împlinită, cu familie frumoasă și un plan de viitor bine pus la punct. Astfel, soții Cernopolc au investit toți banii pe care îi aveau într-o afacere la Cotiujenii Mari. Ei au cumpărat o clădire comercială în localitate. Am gândit că să facem un magazin la primul etaj, al doilea etaj este sală de petrecere, adică nunți cu mătrii, și că adică să ne fie mai ușor în viață. Chiar dacă Ana e proprietară cu acte în regulă, ea se plânge că nu poate nici măcar călca pragul clădirii. Asta din cauza unui consătean care a pus stăpânire ilegală pe proprietatea ei, spune femeia. Noi lucram împreună și dumnealui m-a invitat într-o zi în un oficiu și îmi spune: n-ai vrea tu să cumperi localul, că eu știu că tu ai faci față. Dar cam la ce sumă dumneavoastră vă gândiți că dacă vreți să-l dați în vânzare? El îmi spune 150.000 de euro. Cineva din sat mi-a șoptit, a spus că dar nu el e proprietar. Păi e altă domn proprietar, e un domn din Chindești, pe nume Vasile. După care eu l-am telefonat și dumnealui mi-a spus că nu mi-a aparține mie, pentru că eu sunt divorț cu soția mea, Oxana Belic. Partea mea, eu revenit Oxanei Belic din motiv că ei au un ficior, un fiu, și adică toată... Deci după divorț, practic, proprietara clădirii a divorț, devenit doar soția lui. Corect. Ce spune fostul proprietar al clădirii despre această situație? Ce se întâmplă acum cu imobilul cumpărat de Ana și când femeia se va vedea stăpână acolo? Aflați astăzi! În această seară discutăm despre situația în care a ajuns familia Anei Cernopolc din Cotiujenii Mari. Femeia povestește cum împreună cu soțul ei, Dumitru, au dorit să pornească o afacere în satul natal. Au vândut un apartament la Chișinău, au mai luat bani cu împrumut de la cunoștințe și au cumpărat un imobil comercial care a costat aproape 1 milion de lei. Doar că, nici astăzi, Ana Cernopol nu a intrat în dreptul de proprietate. Femeia nu are nici măcar cheia de la clădirea cumpărată. Accesul lui este blocat de către un consătean care ar fi pus stăpânire ilegală pe imobil. În timp ce Ana achită datoriile, pretinsul arendaș își desfășoară activitatea comercială acolo. Familia Cernopolc a tot așteptat ca oamenii legii să-l evacueze pe bărbatul care se dă drept stăpân, dar nu s-a întâmplat. Ana povestește că soțul ei nu a mai rezistat problemelor în care s-a pomenit familia lor. Bărbatul a făcut un atac cerebral și a decedat. Răpusă de durere, Ana vrea totuși să obțină ceea ce îi aparține. Cum se întâmplă că proprietara, cu acte în regulă, nu poate intra în drepturile ei? Și ce spune bărbatul care ar stăpâni ilegal clădirea? Aflați în scurt timp. Dar mai întâi, haideți să auzim ce ne-a povestit fostul proprietar despre situația cu imobilul. Atenție! Imobilul a fost cumpărat în 15. Așa. În 15 a fost cumpărat în iunie, dacă nu mă greșesc. Nu, eu l-am cumpărat singur. Ca să deschid alt picarnic. Eu azi am două picarni, una la Florin și alta la Chindești. Aha. Și am vrut să mă alărgesc, curiți, că șoldănești. Da, și iată, el și-a găsit hâtru și m-a dus din nas. Adică eu l-am învățat, eu i-am făcut tot. Și abarudvânia mie de la întreprindere, eu i-am vândut-o lui. Păi așa ne-am înțeles de la bun înțeles. Mă înțeles ori nu? Dar... De la bun început am înțeles. Păi omule, uite, na, eu l-am învățat să fac pâine. Și
așa mai departe și așa mai departe. Bun, lucrează, lucrează 5 ani de zile, după aia să-l ies, nu? Și până ce am găsit client, păi nu, și eu trecut 7 ani de zile. I-am dat voie 5 ani să lucreze și pe urmă să vedem dacă el ridică pe carnea asta cât de cât, să zicem, la un nivel oricare economic, mai departe să vedem ce să facem. El, o stați, o văd, e gustos și ne-am vrea acolo, că e băcat. Și a fost înțelegere între noi, dar n-am făcut niciun un document, n-am făcut nicio hârtie. Deci au trecut 7 ani de zile, nu ne-au dat niciun ban, absolut, niciun ban, nici câte negru spunghi. Și eu am început să cază, Gheorghe, din interesează pe carnea, dă-i banul meu care eu l-am vrut 50 de mii, asta este. Eu am vrut 50 de mii de euro pe atâta. Lasă Gheorghe să-și facă a lui și eu știu că el în Șoldănești, așa, printre altele, să vă spun, Șoldănești, pe dânsul cunoaște tare bine, foarte bun prieten cu procurorul, domnul Ion. Așa, judecătoarea care duce chestiunea asta e fosta lui soției, dar Ana, zic că Ana a știut toate problemele care erau, n-am ascuns nimic de Ana. Ana știe tot. Dezvăluirile lui domnul Belică sunt, haideți să spunem, sunt spus șocante. Procurorul de raion prieten, judecătorul fosta soție. Asta da, judecă... e chiar ciudat. Nu, da, interesant este o chestie. Dacă judecătorul este fosta soție, automat trebuie să ia abținere. Să-și ia abținere ca să fie dat la alt judecător să examineze cazul. Deci eu nu știu ce are de gând să facă judecătorul mai departe, dar eu cred că dumneavoastră ar trebui să luați măsuri în chestia asta cu plângeri să faceți. Însă, dar istoria însă și a domnului Bielic, eu l-am învățat scoacă pâinii, deci dacă atragem atenție, nu a spus nimic la caz. Nu a spus nimic de situația în care s-au pomenit eroi de la emisiune. Nu a spus nimic că îi va susține cumva instanță, că va merge într-un pas cu dânșii ca ei să-și poată restabili drepturile lor de proprietar. El a povestit că l-a învățat să coacă pâine, să facă drojdie și nu știu ce. Nu, și nu ia bani de la dânsul carieră. Da, și nu i-a achitat lui banii. Deci că a rămas cineva pe drumul și soțul decedat, asta nu este o problemă. Lui cineva nu i-a achitat bani. Cu toate că dacă nu i-a chitat, avea dreptul să meargă el în judecată să ceară plata pentru arendă. Deci, nu știu, e istorie destul de murdară din punct de vedere a eu-ului ăsta omenesc, care la noi aici se conturează, știți, nu numai un rău, dar dintr-o parte un rău ăsta care vrea să devină mare proprietar, celălalt care a vândut ca indus în eroare acești oameni care au rămas și cu o tragedie în familie și cu o lipsă materială semnificativă. Nu știu, pentru mine ceva groaznic ce se întâmplă. Oamenii ăștia, actualul, nu actualul, domnul Cojocar și cel care a vândut proprietatea, sunt în cârdășie sau sunt și Belic este victima domnului Cojocar? Iată, tot timpul mi-am pus întrebarea asta, pentru că pare și a fi în cârdășie și i-au folosit pe Ana și pe soțul ei ca instrument de a regla niște relații care trebuiau să fie clare din start. Deci tu arendezi în proprietatea mea o brutărie, fii bun când am vândut-o, ai plecat de acolo. Dar lucrurile nu se întâmplă și într-adevăr el nu spune absolut nimic despre cum ar rezolva problema. Asta înseamnă că ei pur și simplu sunt doi amici care au niște reglări de conturi. În clădirea pe care a cumpărat-o Ana Cernopolc activează firma lui Gheorghe Cojocari, societatea cu răspundere limitată Ștefan, Gheorghe și Vasile. Să aflăm mai multe despre această companie. Potrivit datelor publice, societatea cu răspundere limitată Ștefan, Gheorghe și Vasile a fost înființată în anul 2018. Compania este înregistrată în satul Cotiujenii Mari, a cărui administrator și beneficiar este Gheorghe Cojocari. Activitatea principală a firmei este fabricarea pâinii și a produselor de panificație. Pe lângă aceasta, compania se ocupă de cultivarea și comerțul cerealelor, legumelor, fructelor și arbuștilor. Totodată, firma oferă servicii de catering și deține un restaurant. Printre datele site-ului nu găsim raportul financiar pentru anul 2021, însă în cel din 2020 este indicat că SRL Ștefan, Gheorghe și Vasile a avut un profit net de 283.900 de lei. Și acum a venit momentul să vedem ce spune Gheorghe Cojocari despre clădirea în care își desfășoară această activitate, despre care tocmai am auzit, și despre situația creată în jurul acestui centru comercial. Atenție!
Noi obiectul ăsta l-am cumpărat în doi, am făcut. L-ați cumpărat? Da, persoana cei care noi am lucrat cu dânsul în doi. Dar despre cine vorbiți acum? Despre Beili Vasile. Și Beili Vasile s-a despărțit de soția lui. Și s-a judecat vreo 4 ani de zile. Și eu ți-a dat obiectul ăsta ei prin diferite acolo, fără ca să mă spui mie. Și eu am dat în judecată, el are deschis dosar penal, așa. Noi suntem în proces de judecată. Înțelegeți cum? Matale, te duci cumperi un apartament în Chișinău fără ca să-l vezi, să-l dea cheia de la... Au fost făcute scheme de astea, de chidaneală, cum zice este vorba. Și eu n-am anunțat nimic. Eu venit cu contractul de cumpărare, vânzare la primărie. Primăria să-i dea un polițist ceva, tipa, să vie, că aici cineva este. Dar așa i s-a dus, e știi, e 100% știi că e asta. E vrea să iei cu jumătate de preț, să mă dăi bine afară, de eu am ușit așa. Înțelegi? Eu până nu-i judicată, până așa la noastră răspund, așa, e nu poate să intre în posesie la nimic. E s-a dus la Beilic, șclau cu femeie acolo, și-a plătit jumătatea lui. Ei au dat banii, el a vrut banii, nu știu mai mult, nu știu cât jumătate din lui, eu știu că suntem în doi. Eu am scris la dânsul și cum mă grăim cu dânsul, eu am și eu dovezi la judecată. Iar cum se activează? Eu trebuie să mă planific eu între ei. Iar eu comparat nelegal, contractul de uzare cumpărare e nelegal. Cum asta nelegal dacă... Cum poate fi nelegal dacă la cadastru s-au registrat? Și mai cu seamă că pe impozitul pe venit eu l-am achitat anul ăsta, pe Cernopolca anul au venit. Haideți să începem de la altă idee, că domnul ăsta Cojocaru a avut tot dreptul și dacă într-adevăr a participat cumva financiar, să-l dea în judecat pe Beilic. Atunci când făcea partajul averii, văd că îl cunoaște, că acolo, prin șmecherii, au ajuns tot în proprietatea soției, nu știu ce. Au avut dreptul să se adreseze în instanță pentru revendicarea dreptului de proprietate, revendicarea bunului sau cotii părți din bunul care a fost procurat în doi, dacă avea dovada unei semne procurări. Dar ceea ce face acum domnul Cojocaru, asta nu e nimic altceva decât, n-aș vrea să o numesc escrocherie, dar o tentativă de îmbogățări fără just cauză. Adică omul, știți cum, o s-o gândit că poate spui în mână ușor pe ceea ce nu-i aparține. Dar și cum dacă... vi se pare declarația despre ilegalitatea contractului de vânzare-cumpărare semnat de... Era banal dacă el spunea că e legal. Eu cred că omul ăsta acum o spună că contractul ăsta în genere și nu a fost făcut la notar. Pentru că, vă dați seama, el, am înțeles, dacă are atât susținere prin raion, în organele de drept și acolo, ar trebui cumva totuși să autosesizeze organele de control asupra procuraturii, instanțelor de judecată, să analizeze, că nu degeaba să faci emisiunea asta numai ca noi să discutăm aici, dar să mai ascult și ceilalți, că sunt cazuri unde, într-adevăr, e grav, că noi știm că în raion sunt așa zâșii boieri care sunt prieteni cu toți, și cu administrația, și cu organele de drept, și cu comisarul, și cu procurorul raionului, și fac ce vor, și atât timp cât nimeni nu-i pedepsește, sunt acolo intangibili, dar asta trebuie stopat. Dacă noi așa pretindem un stat democratic și tare batem la ușile Europei, trebuie să demonstrăm și un nivel cumva de pedepsire a celor care fac așa grupuri. Că nu e, să înțelegi, toate așa zisele grupările astea din raioane, ele nu sunt cu nimic mai bune ca grupările criminale din anii 90. Numai că cei erau cu se ocupau cu săvârșirea infracțiunilor în mod deschis, dar ăștia li săvârșesc așa pe la spate, dar cu nică nu diferă rezultatul final, că suferă oamenii. Ana Cernopolc ne-a pus la dispoziție un contract de arendă care ar fi fost întocmit de către fostul proprietar al clădirii, Vasile Beilic, și Gheorghe Cojocari, bărbatul care pretinde că și el deține dreptul la o parte din imobil. Să vedem ce condiții erau specificate acolo. Potrivit documentului, contractul de arendă a fost încheiat la data de 1 noiembrie 2019 dintre arendatorul Vasile Beilic și arendașul SRL-ul Ștefan Gheorghe și Vasile, a cărei firmă este director Gheorghe Cojocari. În act este specificat că încăperea cu suprafață de 1200 de metri pătrați se dă în arendă, precum și terenul aferent construcțiilor. Termenul contractului este de până la 1 noiembrie 2022. Dacă obiecții nu sunt, termenul contractului se prelungește automat cu 2 ani. Termenul arendei poate fi micșorat numai cu acordul ambelor părți.
Prețul chiriei lunare a clădirii constituie 500 de lei. Arendașul este obligat să achite chirie până la data de 25 a fiecărei luni. Condițiile contractului pot fi schimbate prin acordul ambelor părți. Litigiile ce pot apărea în legătură cu îndeplinirea prezentului contract se soluționează în conformitate cu legislația în vigoare. Documentul este semnat de ambele părți. Ana Cernopolc ne-a pus la dispoziție o înregistrare audio în care Vasile Beilic infirmă că a semnat un astfel de contract. Mai mult, acesta susține că documentul este fals. Asta nu e scritura mea, eu am trimis scritura mea. Noi am mult demnul ca să-i deschidem dosar penalul, Gheorghe. El a călcat pe bec și a călcat țapă în pe bec. Crede-mă că aici neam, el nu mai scapă. Ia că el face contract fals, ia că-i deschis dosar penal. Și omorități. Nu, dacă el e idiot, nu știu ce să-i fac. E idiot, idioților, tu înțelegi ori nu? Aici trebuie de dat la expertiză criminologică și de văzut care este adevărul. O așa. Semnat, ori nu semnat. În primul rând, el nu a fost proprietar în 2019, da, să înțeleg. În a doilea rând, contractul mai mult de 3 ani trebuie să fie înregistrat la oficiul cadastral. Da. Nu este nici acest lucru, înseamnă că el nu are nicio valoare juridică și consecințe juridice. În cazul dat, dumneavoastră trebuie, când v-a dat acționat în judecată, trebuie să faceți o cerere convențională ca să cereți evacuarea forțată din imobil. Am cerut așa. Și ați cerut și nu este hotărâre la momentul ăsta? Știți, ne amână și am depus iar plângere cu accelerarea, adică iată așa motivează în decurs de 90 de zile că nu se face așa de repede, cum vă gândiți dumneavoastră? Ana, dar eu știu că tu ai discutat și cu proprietarul care a fost până la domnul Andrei Beilic. Dumitrașu. De ce l-ai căutat? Vroiam să mă conving în realitate dacă într-adevăr Dumitrașcu cu Andrei, cui i-a făcut, adică contractul de vânzare-cumpărare. Și asta am vrut să o fac. Adică să fiu sigură, Ui pe Beilic sau ui pe Cojocaru. Ana Cernopolc ne-a pus la dispoziție o înregistrare audio a unei conversații dintre ea și bărbatul care i-a vândut lui Vasile Beilic imobilul. Să auzim despre ce au vorbit cei doi. Cine v-a dat dumneavoastră banii și ne-a plătit pe localul ăsta? Localul l-a plătit de la bancă, l-a plătit ăsta. Beilic, Vasile, da? Da, sate, când o bătut palma cu mine, mi-a dat arvonă, știi? Așa? Da. Mi-a dat Gheorghe niște bani și ăsta mi-a dat niște bani. Aha, dar arvona cât a fost? Măcar în ce sumă a fost arvona? Mi-a dat unul 50.000 și unul 50.000. Dar la notar tot și-a plătit Beilic banii, da? De atâta i-ați făcut? Nu i-am luat de notar, eu am fost cu Beilic la banc și am luat de banc banii. I-am luat sude de la banc și de dat de la banc i-a dat banii mie. Aha. Și de atâta i-ați făcut pe dânsul documentele? Da, păi dacă eu lui Beilic am vândut contract vânzare cumpărare lui Beilic am făcut. Aha, și cu Gheorghe eu și-am putut înțeles să-l dăie în arendă lui Gheorghe, eu nu știu ce treaba lor, nu mă interesează nici avut. Dar documente oficial, contract vânzare cumpărare, e de Beilic. Eu văd aici conflictul între Beilic și Cojocaru. Ar trebui să acționeze în judecată Cojocaru dacă are careva obiecții, pretenții că a plătit sau a contribuit la acest imobil. Și nu are, exact, nu are nimic proprietarul nou care a devenit cu toate drepturile asupra bunului. Deci Ana, considerați până acum, chiar și cu toate aceste declarații, că Ana este în deplină posesie acestei clădiri. Da, sigur. Și este singura proprietară acestui centru comercial. Și asta trebuie să lămurească cel care a vândut și cu cel care este în clădire. Din extrasul cadastral al Registrului Bunurilor Imobile aflăm că Ana Cernopolc a devenit proprietară a clădirii comerciale din centrul satului Cotiujenii Mari, precum și a terenului pe care se află acesta, în data de 18 octombrie 2021. Din acel document mai aflăm că imobilul se află sub sechestru. Cine a pus sechestru? Și aici întrebarea este către tine, Ana, de unde este acest sechestru? De ce a fost pus? Și ce știi despre asta? Știți, pe data de 25 decembrie, la Curtea de Apel, adică eu am câștigat, adică ca și cum eu aș avea posibilitatea să-l evacuez pe Cojocaru Gheorghe. După care, venind executorul la fața locului, am chemat poliția, dumnealui Cojocaru Gheorghe a semnat că refuză ca să evacueze încăpere.
iată... executorul judecătoresc, el trebuie să îndeplinească hotărârea judecății. Să-i iei de spate și să-i dă afară. De pe portalul instanțelor aflăm că în martie 2022 Ana Cernopolc a acționat în judecată firma condusă de Gheorghe Cojocari, unde a solicitat evacuarea forțată a întreprinderii. Să vedem ce s-a întâmplat după asta. În luna mai 2022, judecătorii au suspendat procesul civil în care Ana Cernopolc a solicitat evacuarea forțată a firmei conduse de Gheorghe Cojocari din centrul comercial, întrucât există un alt dosar în care figurează același imobil. De pe site-ul oficial al instanțelor am aflat că Gheorghe Cojocari s-a adresat în instanță în luna octombrie 2021, prin care a solicitat să fie recunoscut în calitate de proprietar al centrului comercial din Cotiujenii Mari. Ana Cernopolc spune că s-a adresat către oamenii legii cu o solicitare prin care a cerut ca judecătorii să accelereze examinarea dosarului, însă cererea ei nu a fost acceptată. Și la fel ne-a suspendat cererea din motiv că adică nu poate să, adică să hotărască așa drept de cum ne gândim noi. Iată, în data 24 octombrie se primește a să fie a șaptea judecat. Și nici o judecată nu a avut loc. Pentru a pune sechestru trebuie să fie niște motive foarte întemeiate ca judecata să emită o astfel de încheiere. Pe urmă riscă ca cineva să plătească prejudicii materiale, ceea ce o să fie în cazul dumneavoastră legat de sechestru. Nu era temeie și suspendare, evacuare, pentru că îmi dau seama cererea lui Cojocari pe baza la ce probe a depus-o în instanța judecată. Cine, nu cine a niciun document care ar demonstra că este sau coproprietar sau că a recipisă că a cumpărat, a contribuit la procurarea acestui bun imobil. Deci instanța trebuia să ia în considerare aceste momente. Este careva temeiuri legale ca să fie acceptată cerere de reziliere a contractului și în cazul dat să fie pusă sechestru și în asigurarea acțiunii. Sfătui să plătești impozitele, fiindcă asta este un argument că tu ești proprietar. Să te lupți, fiindcă... Cum anume, domnule? Ce recomandați, Ani? Ce să schimbi avocatul. Schimb avocatul, m-am priceput eu. Că... Și să te lupți. Pentru mine era o problemă foarte simplă să o rezolv. Îi luam de umeri și îi scotem afară într-o noapte. Da? Și facem o listă a bunurilor imobile și le prezentam după poartă. Dacă în ziua de azi, organele de drept și justiția nu vă poate ajuta. Dacă spui. Și vă rog, doamna Ana, dați în judecată paguba morală. Nimeni nu vă întoarce soțul înapoi. Soțul acel, tată la trei copii, care în rezultat și-a pierdut viața. Eu mă uit dumneavoastră prea blând. Mergeți pe calea care ați luat-o că să vă restabiliți drepturile. Atunci când polițistul vine și vă explica ceva de contract de vânzare-cumpărare și ați văzut că el... dă dovadă de indiferență și manifestă inacțiuni față de plângerea care ați făcut-o, nu mai stați. Plângeri pe polițist, plângeri pe cine ați fost, la procuratură, la comisarul șef. Și în genere, dacă se demonstrează cu adevărat că doamna judecătoare este fosta soție a lui Cojocari, ceri de recuzare, să schimbați judecătorul, strămutați la o altă judecătorie, în alt raion. Deci, și să aplici sechestrul pe un bun care e proprietatea mea și vine un arendaș și spune că el vrea să devină proprietar și instanța să aplice sechestru, eu cred că, nu știu dacă ați contestat, că așa și nu am înțeles dumneavoastră, nu prea sunteți versat în materie. Și știți, avocatul... Nici nu pot să vă acuz, că aveți cine avocatul, să vă reprezint. Avocatul, da, el mă reprezintă de asta și eu nu reușesc trebuie mai... Știți cum? Așa cum a făcut ei obrazul gros și el este indiferent de soarta dumneavoastră, așa și dumneavoastră trebuie cu aceeași monedă să le răspundeți și să mergeți dur. Dar dur asta înseamnă, iată, acum ați apelat la mass media, emisiunea respectivă vizualizată de toată țara și peste hotare unde vrei, da? Toți o să vadă ce se întâmplă în raion. Apelați la organele de conducere și de control, CSM, Procuratura Generală, la, pentru mai este Serviciul Protecției Internă și Anticorupție, la, vă duceți la primire la Procurorul General, la ministru, la șeful IGP-ului. Deci aveți foarte multe pârghii, cel puțin să le dați de înțeles că dumneavoastră nu cedați. Dumneavoastră dacă o să stați
așa, știți, da, bine, ați respins accelerarea, îi mai așteptăm așa 7-8 ședințe, ei văd că sunteți moale, dar credeți-mă că eu să-și fac interesul. Ana, îmi pare rău de situația în care tu te-ai pomenit. Voi două femei sunteți, de fapt, victimele unor, a unei escrocherii, hai să-i zicem pe nume, pentru că femeia care ți-a vândut imobilul avea tot dreptul să-ți vândă, tu aveai tot dreptul să-l procuri, însă escrocheria se ascunde la nivelul celor doi domni, da, care ei cumva, eu nu cred niciodată că, de exemplu, domnul Cojocaru nu a plătit atâția ani pentru arenda încăperii și cealaltă parte nu a cerut nimic. Iată, aici se ascunde așa o subtilitate în care eu cred că ei totuși au fost mulți ani în cărdășie, eu cred că și fosta soție proprietară, ex-proprietară care ți-a vândut imobilul, a fost și ea cumva în schema asta și a luptat ca să-și revendice dreptul, iar acum ești tu cea care trebuie să ții pe umerii tăi toată această schemă și să încerci să o rezolvi. Plus la toate, se adaugă caracatița asta din sistemul judiciar, care mi-ar place mie într-o zi să nu existe. Eu înțeleg că mass media este cea de-a patra putere. Eu am auzit nenumărate cazuri aici în acest platou de erori, așa zise erori judiciare care provoacă atâta dureri altor oameni care nu au nicio vină. Și mi-ar place foarte mult ca după această emisiune să găsiți rezolvare. Eu vă urez succes. Aici încheiem. Liniște și pace vă doresc. Să aveți pe cei dragi mereu alături.